Studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Teologie Ortodoxă din București au început astăzi un nou an universitar. Aceștia, împreună cu preoții și profesorii Instituției de Învățământ, au participat la Sfânta Liturghie Arhierească și la slujba de Te Deum, oficiată în Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Cu rugăciuni înălțate către Dumnezeu și Maica Domnului au început astăzi noul an universitar studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală, în Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie și o slujbă de Te Deum. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-ne începutul anului școlar, întărește-ne voința și luminează-ne mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului tău. La finalul slujbei de mulțumire, ierarhul a citit mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Binecuvântare la început de an universitar. Adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, dorindu-le mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor științifice, educaționale, spirituale, culturale și practice. Cu prilejul începutului noului an universitar, îi felicităm pe toți tinerii români care au obținut rezultate bune la studii în anii precedenți, atât în țară cât și peste hotarele ei. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul i-a îndemnat în continuare pe studenți să păzească, să asculte, să prețuiască și să pună în aplicare cuvintele Domnului. Tinerii își îndreaptă calea lor prin păzirea cuvintelor Domnului, adică prin ascultarea, prin prețuirea și prin punerea în lucrare a acestor cuvinte ale Domnului. Studenții acestei facultăți au o mare fericire și un mare privilegiu, ca pe lângă alte multe discipline, în primul rând, să asculte, să studieze, să aprofundeze, să mediteze la cuvintele Domnului. Însă nu trebuie să uite niciodată cuvântul Mântuitorului care spune că cine va face și va învăța, acela se va numi mare în împărăția cerurilor. Părintele profesor Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a mulțumit preafericitului părinte patriarh Daniel pentru sprijinul acordat facultății și a subliniat faptul că instituția atrage an de an studenți din diferite medii. Ne bucurăm că ați ales să deveniți pescari de oameni. Ne bucurăm că ați ales calea lui Hristos. Bucuria noastră, ca preoți, pentru că majoritatea suntem preoți, bucuria noastră este să vedem că oameni din medii foarte diverse aleg calea lui Hristos. Fiecare a putut să-și aleagă în universitate maniera de a începe anul și începem fizic, atât cât se va putea. Avem în vedere sănătatea noastră și a celor care ne stau în față. În anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București s-au înscris peste 400 de studenți și masteranzi. De asemenea, facultatea are 50 de profesori titulari și colaborează cu 45 de cadre didactice de la alte instituții universitare.